Bună seara și bun găsit la o nouă ediție Adevărul Live, în care vom vorbi despre sport și mai precis despre situația clubului Dinamo, un izvor nesecat de probleme și scandaluri, din păcate, în ultima perioadă, în ultimele săptămâni, deși, odată cu revenirea echipei în primul eșalon, situația părea că merge pe un drum bun, corect, dar acum au apărut problemele și pentru a lămuri situația, îl avem alături de noi pe Vlad Iacob, administratorul special al clubului Dinamo, pe care îl salut. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Iacob, în primul rând aș vrea să ne spuneți care este rolul administratorului special. Eu știu, dar pentru cei care ne urmăresc, eu știu că la o societate aflată în insolvență, cum este Dinamo, administratorul special are un rol foarte important. Da, rolul administratorului special este la o societate în insolvență. El este reprezentantul acționarilor și totodată responsabil cu implementarea planului de reorganizare. E un element foarte important care deosebește administratorul special de un administrator al unei companii care nu se află în insolvență. Astfel că în insolvență, administratorul special este nevoit, în primul rând, să se asigure de legalitatea măsurilor pe care le dispune și să urmărească îndeaproape planul de reorganizare și implementarea acestuia, astfel încât creditorii să-și primească banii. Și evident, rolul meu este supervizat în procedura de insolvență de administratorul judiciar, care verifică legalitatea fiecărei măsuri dispuse și poate avea un rol de cenzor și la chestiuni de oportunitate, dacă consideră că în mod evident o oportunitate mai bună nu este luată în calcul sau nu este adoptată de administratorul special. Pe urmă, ca să lămurim și treaba asta, toate documentele care țin de efectuarea unor transferuri, de plata salariilor, toate astea trebuie să fie semnate și de administratorul special, din ce știu eu la... Da, administratorul special semnează toate documentele din cadrul societății, iar administratorul judiciar avizează documentele care prevăd cheltuieli, în special documentele care prevăd cheltuieli sau o angajare a patrimoniului societății de orice natură. Aceste documente nefiind valabile fără semnătura administratorului judiciar. Practic, la o societate care este în insolvență, acționarii pot lua tot felul de decizii, dar aceste decizii trebuie să fie aprobate de administratorul special și după aceea de administratorul judiciar, nu? Nu chiar. Aș spune chiar din contră, la o societate aflată în insolvență, acționarii nu pot lua decizii și chiar este interzis prin lege ca ei să intervină în activitatea de management a societății. Mă refeream la faptul că dacă iau, de fapt, poate nu m-am exprimat bine, dacă iau niște decizii, aceste decizii trebuie să fie, înainte de a fi puse în execuție, de a fi executate, trebuie să fie aprobate de... Ei cel mult pot sugera decizii în insolvență, administratorul special fiind cel care ia deciziile. Corect. Și evident... Validează deciziile. În strânsă legătură cu administratorul judiciar, da, da. Adică noi în practică, în cazul lui Dinamo, toate deciziile erau preavizate de administratorul judiciar, discutate în prealabil și abia apoi semnate și implementate. Eu am ținut să facem această introducere pentru că am tot citit în ultima săptămână că la Dinamo, mai nou, toate problemele au fost lăsate deoparte și o mare miză a devenit această funcție de administrator special. Da. Funcție pe care o ocupați dumneavoastră. Care este motivul? De ce credeți că s-a ajuns la această situație? Sunt mai multe cauze. Există dorința cuiva de a prelua această poziție. A existat refuzul meu de a semna niște documente retroactiv ca să acopăr niște greșeli făcute de acționari. A fost o discuție amplă și pe baza alegerii sponsorului principal, acolo unde eu am făcut o analiză foarte atentă și am validat-o și împreună cu administratorul judiciar, le-am prezentat-o și acționarilor și cu toate astea ei nu au fost mulțumiți de decizia pe care am luat-o, chiar dacă eu consider cu tărie că am luat decizia cea mai bună pentru club.
și, evident, totodată pentru creditorii clubului, de care trebuie să ținem cont în perioada de reorganizare. Sponsorul care tocmai a fost schimbat? La sponsorul care tocmai a fost adoptat. Avem un parteneriat nou cu un sponsor. Sponsorul vechi nu a fost schimbat, a expirat contractul cu 8-8-8. Era valabil din sezonul pentru trecut. Liga secundă. Da, era valabil strict pentru sezonul trecut. Avem un nou sponsor principal. Suntem foarte aproape să parafăm înțelegerea cu un al doilea sponsor care va fi tot pe fața tricoului. Am obținut la negocierile cu sponsorul principal o a doua poziție pe fața tricoului, care conferă o foarte bună vizibilitate, tocmai pentru a maximiza veniturile clubului, și suntem foarte aproape să parafăm înțelegerea și cu acest al doilea sponsor de pe partea din fața tricoului. Impresia mea după ultima săptămână, în care am citit foarte mult știrile despre Dinamo, este următoarea, că avem doi acționari la acest club, acționarii majoritari, domnul Eugen Voicu și Andrei Nicolescu, care vor să schimbe administratorul special pentru a-și pune omul de încredere în această funcție. Greșesc? E o impresie greșită de a mea sau chiar așa stau lucrurile? Nu, e o impresie greșită. Din câte știu eu, chiar domnul Nicolescu își dorește să ajungă în această funcție. Eu am acceptat poziția informală a dumnealui de președinte, pentru că el a fost intitulat președinte, deși nu are o poziție formală în cadrul clubului și nu a deținut-o niciodată. Eu am acceptat asta, am lucrat împreună cu dumnealui. Nu am mai putut să lucrăm împreună în momentul în care am considerat că deciziile pe care el vrea ca eu să le iau nu sunt favorabile clubului. Sunt și alte motive, și un motiv foarte, foarte important pentru mine, așa cum poate că știți, eu lucrez pro bono pentru Dinamo de aproape un an de zile. Peste 6 zile ajung la un an de când lucrez gratuit pentru Dinamo. Atunci când am considerat că lucrurile nu se îndreaptă în direcția bună pentru Dinamo, nu am ezitat să o spun, iar proiectul inițial cu care acești domni acționari au fost cooptați în cadrul clubului cu ajutorul meu și cu ajutorul altor oameni cu care eu am stat de vorbă și pe care i-am convins, am reușit să-i pun la masa negocierilor cu acționarul majoritar de la momentul respectiv, am reușit să-i convinc pe suporteri, cu domnul Șerdean, da. Bineînțeles, am fost ajutat la momentul respectiv și de alți oameni, dar am avut o contribuție, spun eu, foarte importantă, dacă nu chiar determinantă, în cooptarea lor în cadrul clubului, și asta pentru că am crezut în proiectul discutat la momentul respectiv. Mi se pare fascinant, scuze că vă întrerup, că am mai văzut filmul ăsta de foarte multe ori, niște oameni aduși într-un proiect și după aceea încearcă să te dea afară pe tine, deși tu i-ai adus. Da, nu vreau să vorbesc despre alte cazuri. În acest caz, efectiv, a fost o divergență de nu i-aș spune doar divergență de viziune, ci și un angajament din punctul meu de vedere, verbal, ce e drept, pe care ei l-au alterat ulterior, puțin câte puțin, dar spun eu într-un mod esențial, începând de la faptul că atunci când ei au venit în această poveste, era vorba de un acționar majoritar care va prelua și va finanța clubul, până la felul în care a fost construit proiectul sau la felul în care a fost modificat designul inițial al proiectului, atât din punct de vedere al bugetelor, al structurării, al unor elemente pe care eu le consider foarte, foarte importante. Din expertiza mea, eu consider că un astfel de proiect și o astfel de reconstrucție trebuie să aibă la bază un proiect de consultanță, în primul rând, și o auditare din toate punctele de vedere a clubului. Practic, clubul ar trebui analizat din toate perspectivele, verificat practic felul în care sunt alocați banii,
felul în care funcționează fiecare departament în parte, și aici vorbim de marketing, comercial, departament sportiv, comunicare, felul în care departamentele funcționează între ele, organigrama, procedurile interne, și mediul e foarte important, economia din țara în care clubul își desfășoară activitatea, liga, piața de transferuri, bugetele celorlalte cluburi, salariile și așa mai departe. Și în urma unui astfel de audit, acest proiect de consultanță ar trebui să culmineze cu elaborarea unui plan strategic. Am propus așa ceva încă din toamna anului trecut, când am avut primele discuții. Ei au spus da, au acceptat asta. Ulterior n-am mai fost întrebat, nu mi s-a spus niciodată hai să implementăm, hai să facem asta. Nici eu nu mi-am permis să mai insist pe tema asta, pentru că am văzut cum stau lucrurile la nivel de finanțare. Adică clubul se confruntă în prezent și cu o subfinanțare. Eu înțeleg, domnii acționari caută finanțare și, într-adevăr, nu au spus la început că ei vor finanța Dinamo, dar au spus că vor atrage investitori. În toată această perioadă au încercat să atragă investitori, însă felul în care le-a fost prezentat acestora proiectul nu a conferit încredere. Au reușit să atragă doar 2 investitori până acum, minoritari și cu sume insuficiente în comparație cu nevoile clubului Dinamo. Ei au făcut cam tot ceea ce au promis, cel puțin ce și-au asumat public, pentru că în interior nu pot să spun că și-au îndeplinit toate promisiunile, dar public ei au făcut niște promisiuni de care să se poată ține, nu niște promisiuni de care Dinamo avea nevoie. Adică ei nu au promis că reușesc să acopere toate nevoile clubului Dinamo, ci pur și simplu au promis ceea ce știau că pot îndeplini, și o bună parte din suporteri susține acest aspect. Da, au făcut tot ceea ce au promis, da, în mare au făcut tot ceea ce au promis, dar asta nu înseamnă că promisiunile lor acoperă și nevoile reale ale clubului Dinamo. Bine, aici, eu ascultând acum ce mi-ați spus, într-un fel e bine că ne-au promis mara cu sara, că după aceea se dezamăgească. Corect. Profund. Bine că și-au luat niște angajamente reale. Din ce deduc eu, iarăși citind și urmărind știrile din ultima săptămână, au investit, investițiile lor se ridică cam la 500.000 de euro până în momentul de față. 400.000, 500.000 de euro. E o sumă mai mică? Nu. E o sumă mai mare. Investițiilor lor totale în club până în momentul acesta cred că sunt undeva, să nu vreau să greșesc, 1,3. Deci cu atât mai milioane, bine. 1,3-1,4 milioane. E o sumă importantă pentru nivelul fotbalului nostru în acest moment. Da, putem să o privim în cuantum ca fiind o sumă importantă, dar în comparație cu nevoile clubului insuficientă pentru ce urmează. Nu este o sumă suficientă. Nu asta e neapărat problema, pentru că Poți veni, poți să încerci, poți să nu reușești să atragi investitori într-un anumit interval de timp. Asta nu este o problemă. Problema este că foarte mulți oameni de afaceri cu portofolii frumoase, cu o reputație bună, au refuzat să facă parte din acest proiect. Din cauza că nu credeau. În principiu nu vreau să intru în foarte multe detalii, pentru că nu am participat la aceste discuții. În schimb, am fost abordat de o parte din aceste persoane în diverse etape ale negocierilor lor. Ei n-au fost mulțumiți de faptul că nu aveau pârghii de control, nu aveau niște indicatori de performanță clari pe baza cărora să fie evaluată echipa de management din cadrul proiectului. Și probabil, și au mai avut și alte nemulțumiri, nu vreau să le dezvălui public, dacă vor ei la un moment dat pot să spună asta, dar au avut și alte nemulțumiri. Totodată pentru Dinamo a existat, pentru pachetul majoritar al Dinamo, a existat și o ofertă pe care domnii acționari au refuzat-o. Dinamo este, pentru mine, este ceva mult mai important decât orice acționar, decât orice conducător de club, decât orice jucător. Dinamo este ceva cu care nu poți să te joci, nu poți să subfinanțezi un club așa cum este Dinamo și să nu te aștepți la consecințe ulterioare.
Nu poți să tratezi Dinamo așa cum ai trata un business oarecare, pentru că Dinamo are sute de mii sau, conform unor estimări, poate chiar peste un milion de suporteri, atât în țară cât și în diaspora românească. Dinamo este un club și un brand imens și Dinamo trebuie să preceadă, să fie pe primul loc înaintea intereselor personale ale acționarilor. Dacă interesul personal al acționarilor converge cu interesul clubului și cu binele clubului, nu este absolut niciun fel de problemă. Dar dacă acționarii nu pot finanța un club de fotbal la nivelul la care acest club îl merită și există altcineva interesat, ar trebui să se găsească o soluție pentru binele acestui club și pentru binele suporterilor acestui club, care au făcut niște eforturi extraordinare în ultimele sezoane pentru ca Dinamo să nu ajungă în faliment. Clar, de acord, doar că eu acum, urmărind situația de la Dinamo, mi se pare că de fapt problema finanțării a fost cumva pusă deoparte și marea problemă este convocarea adunării generale pentru ca administratorul special, adică dumneavoastră, să fiți schimbat din funcție. Ce șanse de reușită are mutarea asta? Acționarii despre care discutăm dețin 80% din acțiunile clubului, drept urmare 80% din drepturile de vot în cadrul adunării generale, așa că această mișcare poate avea șanse mari de reușită a lor și dacă voința lor este să schimbe administratorul special, au șanse să realizeze acest lucru, au pârghiile necesare ca să realizeze acest lucru. Dar, așa cum spuneam, aici nu vorbim de o simplă societate, de o societate oarecare, vorbim de un club de fotbal cu o istorie extraordinar de bogată, cu o cultură de câștigător. Este un club de fotbal care a câștigat nenumărate trofee în istoria fotbalului românesc și această tradiție a clubului obligă. Este absolut esențial ca Dinamo să ajungă cât mai repede la nivelul pe care îl merită. Când ar avea loc această adunare decisivă, din ce înțeleg eu acum, deci pentru organigrama clubului? Da, după jumătatea lunii august. Bun, păi aici mai avem o problemă sau apare o problemă. N-a trecut planul de reorganizare, a fost amânat și termenul acum câteva zile și au apărut în presă tot felul de informații despre tot felul de sume care trebuie plătite până la începutul lunii august, dacă nu mă înșel. Cred că până spre finalul lunii august. A fost vehiculată o sumă de 1,6 milioane de euro în Gazeta Sporturilor. E corectă suma asta? Oarecum, eu pot să vă spun că până spre finalul lunii august e nevoie de aproximativ 2 milioane de euro. Sunt niște sume din planul de reorganizare care mai suportă o foarte mică amânare, însă nimic semnificativ. Clubul are nevoie de o finanțare sănătoasă și serioasă, cât mai urgent cu putință. Și ca administratorul special, vedeți vreo sursă de finanțare sau vedeți de unde ar veni suma asta de aproximativ 2 milioane de euro până la finalul lunii august? O bună parte din această sumă va trebui să fie asigurată de către acționari. Drepturile de televizare pot fi contribuie, aici? Da. Da. Adică vor fi încasări din drepturile de televizare, vor fi încasări din contractele de publicitate cu partenerii comerciali, așa zis și sponsori ai clubului pe care le-am încheiat în ultima perioadă. Deci vor fi și de aici venituri importante, însă cu toate astea e nevoie de contribuții semnificative ale acționarilor. Bun. Dacă nu se plătesc datoriile conform planului actual, până dacă sumele nu sunt plătite până la finalul lunii august, care e următorul pas? Imediat diverse, în funcție de sumele care nu sunt plătite, pot fi diverse consecințe, adică pot fi întârzieri salariale, eu nu-mi doresc așa ceva, nu mă gândesc că s-ar putea întâmpla așa ceva. Eu sper că domnii acționari să ia cea mai bună decizie pentru binele clubului, pentru că
Dinamo este mai importantă, așa cum am pus și repet, este mai importantă decât interesul oricărui acționar. Am văzut și viziuni conform cărora cine deține controlul pachetului majoritar de acțiuni într-o societate dictează sau decide. Eu spun că la fotbal lucrurile nu stau chiar așa. Eu spun că la fotbal elementul central al oricărui club de fotbal este suporterul. Suporterul dinamovist este cel mai important pentru orice club, pentru clubul nostru, și suporterul este cel mai important pentru orice club de fotbal, deoarece direct sau indirect suporterul este cel care aduce beneficii. Iar la Dinamo suporterii au un cuvânt foarte important de spus și la Dinamo ar trebui ca mereu suporterii să fie foarte importanți, deoarece ei au salvat acest club, nu doar că l-au susținut, l-au și finanțat și l-au salvat de la faliment. Pericolul falimentului există în momentul de față, realist vorbind? Nu, aș spune că nu, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva, nu cred că există pericolul falimentului, dar evident o subfinanțare poate să aibă consecințe de diverse naturi, poate impacta performanța sportivă, poate impacta celelalte departamente ale clubului. De exemplu, în prezent, astăzi, aparatul administrativ al clubului este major subdimensionat, este chiar mai redus decât era în vara anului trecut, după retrogradare și, la fel, în lipsa unui acționar care finanța clubul. Dinamo avea mai mulți angajați în aparatul administrativ decât are astăzi. Înainte de emisiune mă uitam pe lista acționarilor clubului Dinamo și am văzut că domnul Nicolae Badea apare în continuare acolo cu 7%. Care mai e implicarea dânsului? Pentru că este așa un personaj X de care n-am citit absolut nimic în ultimele zile, în care apar foarte multe știri despre Dinamo. Ce cuvânt mai are dânsul de spus în cadrul clubului? Domnul Badea a fost implicat ceva mai mult în sezonul trecut după plecarea grupului spaniol care a și dus Dinamo în stare de insolvență. Însă dumnealui astăzi nu este implicat în mod semnificativ. Eu am păstrat și vreau să cred că am o relație decentă cu dumnealui, așa cum am încercat să am cu fiecare dintre acționarii clubului, indiferent de nume sau de cota de participare în capitalul social al societății. Am discuții periodice cu domnul Badea, însă nu există o implicare, să spun așa, directă în acest moment. Oricum, domnul Badea deține un procent redus prin comparație cu acționarul majoritar și chiar mai redus decât suporterii. Are și o contribuție financiară pe măsura procentelor? El a avut în trecut contribuții financiare, adică știți foarte bine că a condus clubul și a avut și pachetul majoritar de acțiuni în trecut, dar nu știu dacă știți, societatea, practic asociația care deține acest pachet este în insolvență de destul de mult timp, așa că nu au venit contribuții financiare directe de acolo în ultima perioadă. La începutul discuției noastre îmi spuneați despre o greșeală pe care ați refuzat să o acoperiți din partea acționarilor și de aici s-a produs tot acest scurtcircuit, acest conflict care între timp a luat și amploare. Despre ce greșeală a fost vorba? N-aș spune că de aici s-a produs acest scurtcircuit, așa cum am spus și așa cum s-a prezentat domnul Nicolescu de când a apărut în jurul acestui proiect și în acest proiect, deși contrar afirmațiilor pe care mi le-a făcut în privat și chiar în discuții cu mai multe persoane, în care spunea că vrea să vină alături de mine și eu să-mi păstrez aceeași poziție, poziția mea fiind de conducător al clubului, eu l-am ajutat cu toată transparența, l-am ajutat practic să construim un proiect împreună și să identificăm finanțatori pentru Dinamo, acționari, potențiali cumpărători și așa mai departe. Domnul Nicolescu pe parcurs și-a, să spun în termeni populari, și-a făcut cărțile în așa fel încât să
obțină susținerea domnului Voicu. Domnul Niculescu, așa cum s-a intitulat la momentul intrării Reden White în acționariat, și-a dorit să fie președinte, adică el și-a dorit probabil de multă vreme să fie numărul 1, chiar de atunci când mi-a spus că vrea să păstreze aceeași poziție. O întrebare aici, scuze că vă întrerup. Nu e un conflict de interes? Adică un acționar poate fi și administrator special? Nu știu dacă este un conflict de interese. Îmi pare ceva ciudat, așa, îmi pare un lucru nefiresc. Să fii și acționar și administrator special. Practic, tu centrezi, tu dai cu capul și exact asta nu se dorește la o societate aflată în insolvență. Da, nu știu dacă este un conflict de interese, sincer să fiu în acest moment. Nu este treaba mea. Este o întrebare bună. Cred că domnul Niculescu și-a dorit de mult, de fapt, această poziție, în contradicție cu ceea ce mi-a spus, că vrea să-mi păstrez, să rămână în aceeași poziție și că vine alături de mine. Dumnealui, știind foarte bine că poziția de administrator special este cea de conducător al clubului, ulterior mi-a spus, de fapt, că el s-a referit la faptul că vrea ca eu să fiu administrator special până când clubul iese din insolvență și el să fie președinte, doar că în insolvență nu există această funcție de președinte. Poate cel mult să existe un, nu știu, președinte executiv care se subordonează administratorului special și funcție nu are care mi s-a și propus la schimb și, Mi s-a propus cea de director executiv, dar la schimb cu cedarea mandatului de administrator special, deși atunci când Reden White a fost cooptată în acționariat, de fapt și înainte și după ce a fost cooptată, înțelegerea a fost ca eu să rămân în administrator special până la finalul perioadei de insolvență. Bun, și acum am o altă întrebare. Dacă ați refuzat funcția de director executiv, președinte executiv, oricum, o funcție la schimb cu cea de administrator special, pe termen lung nu e o alegere proastă, având în vedere că îmi spuneați că peste o lună se poate convoca într-adevăr adunarea generală și se pierdeți funcția de administrator special și practic nu o să mai faceți parte din clubul Dinamo? Da, e o întrebare foarte bună. Vreau să lămuresc acest aspect. În primul rând, acea poziție și acel salariu care mi-a fost oferit nu putea fi implementat, cel puțin pentru moment, deoarece administratorul judiciar nu ar aviza o asemenea cheltuială, dat fiind faptul că există datorii curente ale clubului, pe de o parte. Pe de altă parte, acea funcție în insolvență nu ar fi putut să aibă și un drept de semnătură. Singurul drept de semnătură în insolvență este deținut de administratorul special. Și nu am acceptat această poziție, deoarece nu cred în proiect, sau cel puțin în modul în care proiectul a ajuns să arate acum, după ce a fost alterat pe parcurs. Că nu cred în metodele prin care domnii acționari încearcă să strângă bani și nu cred mai ales în felul în care este conturat proiectul pentru sezoanele următoare. Așa că nu-mi doresc, pentru mine acest principiu este mai important și Dinamo este mai important decât felul în care un acționar sau altul vede acest proiect. Și dacă era un proiect pe care să-l consider credibil și în cadrul căruia puteam să aduc o contribuție reală, aș fi rămas la Dinamo fără niciun fel de problemă și fără doar și poate, dar neavând încredere în modul în care acest proiect poate fi implementat și neavând încredere în beneficiile pe care acest proiect ar fi putut să îi le aducă lui Dinamo, am refuzat această funcție. Unde scârție exact lucrurile? Că aș vrea să vorbim un pic mai concret. Adică am înțeles, nu este un proiect care se prezinte încredere. Tocmai de asta foarte mulți oameni de afaceri mi-au spus că au și ezitat să vină alături de Dinamo. Dar exact unde sunt bubele? Din punctul meu de vedere, inclusiv în bugetare, eu văd și nu este o opinie subiectivă, este un lucru studiat. Cel mai important element din cadrul unui club de fotbal este prima echipă și performanța sportivă a primei echipe. Circulă tot soiul de curente de gândire în jurul felului în care ar trebui să funcționeze un club de fotbal. Multă lume spune că marketingul este esențial, că departamentul comercial are un rol determinant și tot așa. Nu, toate aceste elemente se leagă de fapt
de performanța echipei de fotbal, de ceea ce prima echipă a clubului reușește să arate în partidele sale oficiale. Și eu, tocmai din acest motiv, cred că cele mai multe resurse din cadrul clubului trebuie direcționate în această zonă. Există un indicator foarte important, raportul dintre bugetul de salarii al jucătorilor și performanța sportivă, și există o corelație foarte puternică între cele două, care e vizibilă la nivel european și la nivelul primelor ligi din Europa, și este tot la fel de vizibilă și la nivel mai jos. Asta nu înseamnă neapărat, să nu înțeleagă cei care ne urmăresc, nu înseamnă neapărat că un club cu cel mai mare buget de salarii va câștiga campionatul, dar în general un club cu cel mai mare sau cluburile cu cele mai mari bugete de salarii termină pe primele poziții. Așa este. Dacă Dinamo are un nivel, un buget de salarii mediu pentru Liga 1, poate să-și autodepășească condiția ajungând puțin mai sus. Și vreau să spun un element foarte important. Dinamo a început Liga a doua cu un buget de salarii destul de mare pentru Liga a doua, că acest buget n-a fost acoperit, n-a fost executat așa cum trebuie, că au existat întârzieri foarte mari la anumite momente și că au fost nenumărate neajunsuri. E adevărat, dar noi, ca nivel salarial pentru jucătorii din sezonul trecut, noi am fost undeva destul de sus, adică n-am avut un buget de salarii de mijlocul clasamentului de Liga a doua. Am avut un buget de salarii, ne-am autodepășit într-adevăr, care a fost însă această auto acum oricum a trecut sezonul respectiv. A fost în jur de, am început cu în jur de 60.000 de euro net și am terminat, după ce am avut acele tăieri, am fost nevoiți, pentru că în iarnă am văzut că nu putem să executăm acest buget și am tăiat 60.000 de euro pe lună. Net. Da, net. Uh-huh. Fără taxe, mă refer strict pentru jucători, iar spre final, în a doua parte am scăzut, cred, dacă bine țin minte, la puțin peste 40.000 de euro net. Dar am renunțat practic la niște jucători cu salarii destul de mari pentru nivelul nostru de atunci. Și am păstrat jucătorii esențiali. A existat și un element de risc, aveam acea interdicție la transferuri, practic dacă am fi pierdut... Care acum s-a ridicat. Care s-a ridicat recent, da. Dacă am fi pierdut niște jucători cheie în sezonul trecut, probabil că n-am fi fost în Liga 1 astăzi. Dar revenind, este foarte important ca Dinamo să fie finanțată la un nivel foarte bun și bugetul de salarii al jucătorilor să fie foarte ridicat, deoarece acesta e un element esențial în performanța sportivă. Și sunt foarte rare exemplele în care cluburi foarte bine finanțate eșuează, și e experimentul Chelsea în sezonul precedent, unde o suprafinanțare nu duce neapărat la performanță sportivă. Sunt mai multe elemente care trebuie integrate în cadrul unui club de fotbal. Și există foarte puține exemple în sens invers, în care un club cu un buget foarte mic poate să câștige titlul sau să ajungă în primele clasate. Da, avem Leicester City, dar se întâmplă o dată la câteva decenii, este mai mult o excepție. Am care avut și în România, Oțelul Galați cândva. Da, Oțelul Galați avea un buget mare la momentul respectiv, să știți. Avea un buget chiar mare. Era în România nu avem foarte multă transparență din aceste puncte de vedere, dar sunt cazuri izolate și, așa cum am spus, sunt mai degrabă excepții care confirmă regula. Unirea Urziceni, când a câștigat titlul, nu avea cel mai mare buget, dar avea unul dintre cele mai mari bugete. Și tot așa. Adică nu poți să te aștepți cu un buget mediu sau un buget sub medie să performezi. Bun, acum deci avem aici un administrator special care nu este agreat de acționarii clubului. Cum vedeți următorul pas? Ce urmează pentru Dinamo de aici încolo? Da, probabil voi fi înlocuit. Voi fi înlocuit, ca să fie foarte clar, cel mai probabil pentru că am o viziune divergentă și pentru că am spus lucrurilor pe nume, nu din alte motive. Cale de împăcare sau de înțelegere nu există în momentul de față? Nu cred că mai există, dar nu e vorba de o împăcare. Din punctul meu de vedere, eu nu m-am certat cu acționarii, chiar dacă poate am avut la un moment dat niște schimburi de replici care n-au fost foarte plăcute, dar nu au depășit limitele bunului simț.
în rare, în foarte rare, în cazuri izolate, s-a ajuns la limită sau poate dincolo de ea. Deci nu am avut, să zic, divergențe. Nu, aici nu poate fi vorba de o împăcare. Aici, din punctul meu de vedere, este vorba de ceea ce este bine și viabil pentru Dinamo. Da. Și așa cum spun, nu-mi doresc să fac parte dintr-un proiect care nu are niciun fel de șansă de reușită. Atât de vehement sunteți? Chiar n-are nicio șansă de reușită? Haide să nu, poate am fost un pic prea vehement și aveți dreptate. Mie îmi place să gândesc probabilistic și cred că asta mă ajută destul de mult și ajută foarte mult în fotbal ca să poți să faci predicții și să poți să-ți dai seama unde poți ajunge și de ce ai nevoie. Dacă acest proiect va avea orice fel de succes, chiar și în plan sportiv, va fi datorită departamentului sportiv pe care am reușit să-l aduc în cadrul clubului, respectiv a antrenorului Ovidiu Burcă, care a demonstrat și în sezonul precedent că poate să facă lucruri extraordinare și că poate ajuta o echipă să-și atingă potențialul maxim. Și totodată în acest sezon poate fi și datorită directorului sportiv pe care l-am adus și în care am mare încredere, a lui Gabi Glăvan, care chiar are o metodologie de recrutare bună, aș spune chiar extraordinară pentru fotbalul românesc și care are abilitatea de a scoate maximul dintr-un buget care îi este pus la dispoziție. Sincer, aș vrea să-mi răspundeți, nu răspuns diplomat, la anul, pe vremea asta, Dinamo să fie în prima ligă? Pentru că înainte să răspundeți, mie mi se pare că toate echipele care au venit din Liga a doua o să aibă o problemă în acest sezon, iar Dinamo are și aceste probleme organizatorice și de asta vă întreb, la anul o să avem Dinamo tot în Liga 1? Eu cred cu tărie că la anul o să avem Dinamo tot în Liga 1. Cred că transferurile care au fost făcute vor ajuta foarte mult clubul. Însă cred că Dinamo va avea probabil o clasare o poziție de mijlocul clasamentului în acest sezon. Îmi place să fiu optimist, dar credeți-mă că din acest punct de vedere cred că sunt realist. Dacă reușim probabil una, două transferuri bune în următoarele zile, este o țintă realizabilă. Totodată depindem și de forma sportivă, depindem de forma celorlalte, depindem de arbitraje și aici nu vreau să arăt cu degetul în niciun caz, dar efectiv oricine poate să aibă o zi mai rea la birou și chiar și un arbitru poate să aibă o prestație mai puțin bună, dar acum în Liga 1 avem și sistemul VAR care ajută foarte mult și reduce greșelile, adică chiar cred că clubul are o șansă să termine la mijlocul clasamentului, poate și mai bine de atât dacă facem un sezon foarte bun. Însă știu totodată foarte bine că o performanță de nivel mediu sau, Doamne ferește, mediocru a lui Dinamo va însemna o îndepărtare a suporterilor, o reducere a gradului de atașament a acestora față de club, lucruri care se vor transpune în încasări mai reduse, în zona de bilete, în zona de merchandising, achizițiile practic de tricouri și orice alte produse ale clubului. Deci toate aceste elemente, o prestație de nivel mediu a clubului, nu va fi pe placul suporterilor. Indiferent ce spun suporterii înfocați, suporterii din peluza Cătălin Hâldan, cărora țin să le mulțumesc încă o dată pentru susținerea fantastică pe care au avut-o în sezonul precedent, indiferent unde s-au disputat partidele lui Dinamo pe teren propriu, în deplasare, pe teren propriu, dar totodată în deplasare, pentru că am evoluat de multe ori la Giurgiu, neavând altă opțiune. Ei au fost fantastici și sunt tot timpul aproape de club. În schimb, ceilalți suporteri, și ăsta e un lucru omniprezent la toate cluburile de fotbal, suporterii au grade de atașament diferite. Există suporteri de vreme bună, există suporteri care vin din familii, să zic așa, care
asistă la partide alături de, de copii. Adesea, dacă performanțele sportive nu sunt bune, apar tot soiul de, de probleme și asistența la meci se reduce, achizițiile sunt reduse și clubul are de suferit pe toate planurile, mai ales un club așa cum e Dinamo, un club obișnuit cu, cu performanța. Și cred că răbdarea suporterilor a fost suficient, nu doar testată, ci a fost suficientă răbdarea suporterilor. Dinamo are nevoie de, de performanță. Evident, acest lucru nu poate veni peste noapte. Nu te poți aștepta ca o nouă promovată să câștige titlul de campioană. Nu te poți aștepta adesea ca o nouă promovată să, să termine pe, pe podium. Și nu spun că asta ar trebui să fie ținta în niciun caz. Însă consider că, că Dinamo are nevoie de un proiect un pic mai ambițios și construit cu totul și cu totul altfel, în jurul performanței sportive, nu în jurul marketingului, nu în jurul activărilor de la stadion, nu în jurul unei multitudini de, de produse care trebuie vândute. Bineînțeles, toate aceste lucruri ajută, toate aceste lucruri sunt benefice, însă clubul trebuie să fie performance-centric, centrat pe performanță, nu centrat pe narativ, o poveste frumoasă. Înțeleg și că, așa de fapt, Dinamo are nevoie de bani, de o finanțare Dinamo sănătoasă. Dinamo are nevoie de bani, de o finanțare sănătoasă și de, și de un proiect bine construit, în așa fel încât Dinamo să poată să ajungă la nivelul la care trebuie să fie. Și impresia mea este că în momentul de față, în loc de această finanțare sănătoasă, avem vorbe frumoase, dar cam atât. Cum vorbele astea frumoase care sunt ambalate spectaculos și livrate oamenilor sunt la mare modă în fotbalul românesc, fie că vorbim de Federație, Dinamo sau alte echipe. Eu mai am o întrebare. Până să fiți dat jos din funcția pe care o ocupați, ce decizii majore urmează să fie adoptate în cadrul clubului în următoarea perioadă? Și vă întreb asta pentru că aceste decizii înțeleg că depinde semnătura dumneavoastră. Și încă o concluzie de a mea după această discuție este că, de fapt, aici a fost miza acestui război, ca omul cu semnătură să fie schimbat și să fie pus un om al acționarilor. Adică vorbim de o săptămână, de fapt noi asta vrem. Vrem să avem o mașină de semnătură acolo, în funcția de administrator special. Deci, ce decizii majore urmează, depind de dumneavoastră până plecați de la Dinamo? În acest moment toate deciziile depind de mine, evident. Decizii majore vor fi semnarea contractelor cu, cu noi jucători și așa cum spuneam aici am toată crederea. E posibil să refuzați vreo departamentul sportiv? Nu voi refuza, pentru că cei care îi recomandă pe, pe jucători, respectiv Gabi Glăvan, este alegerea mea. Eu am fost cel care și l-a dorit pe Gabi în club încă de sezonul trecut. Da, deci am mare încredere în el. El ia aceste decizii împreună cu o echipă de scouting și aceste decizii sunt evident acceptate și evaluate și de Ovidiu Burcă. Deci nu avem niciun fel de problemă aici. Totodată în viitorul foarte apropiat vom semna și cu al doilea cel mai important sponsor al clubului din viitorul sezon. Bănuiesc că și aici sunteți de acord cu ce se întâmplă. A fost chiar opțiunea mea și eu am fost cel care a adus negocierile. E ceva la care să vă opuneți? E vreo decizie care vi se pare incorrectă? Aș putea să mă opun doar la decizii care nu ar face bine clubului sau care nu ar avea practic un beneficiu, nu ar aduce un beneficiu pentru. Și vedeți ceva de genul ăsta, se prefigurează o asemenea decizie? Nu văd ceva de genul ăsta, dar voi evalua cu toată responsabilitatea și îmi voi duce la final mandatul cu absolut toată responsabilitatea. Așa cum bine știți, am venit în calitate de voluntar și cel mai probabil voi părăsi clubul tot în calitate de voluntar. Nu am interese ascunse, nu am o agendă personală, pur și simplu tot ceea ce spun reflectă dorința mea ca Dinamo să ajungă acolo unde merită. Ca și tot ceea ce decid. Întrebare? Ca orice suporter, practic, pentru că eu am fost, sunt și voi rămâne un suporter al clubului Dinamo pentru tot restul vieții.
Care este următorul pas după această iminentă plecare de la Dinamo, din ce înțeleg? Nu m-am gândit la asta. Vă tentează să rămâneți în fotbal? Sincer, mi-ar fi greu să lucrez pentru un alt club de fotbal, poate pentru un club care nu are o rivalitate cu Dinamo. Și dacă o să fie un proiect în care să cred. Am fost arătat cu degetul, inclusiv au fost întrebări legate de loialitate sau chestiuni de această natură. Cred că loialitatea ar fi trebuit să funcționeze aici în sens invers. Cei pe care i-am ajutat să ajungă aici ar fi trebuit să-mi arate loialitate și totodată încredere, sau ar fi trebuit să-mi spună că viziunea mea este una greșită din punctul lor de vedere și că nu putem lucra împreună. Și atunci aveam o decizie de luat. Probabil ar fi fost... Oricum, discuția absurdă. În cazul unui om care lucrează pro bono, nu poate ce... Da. Și vreau să fac un lucru foarte clar. Loialitatea mea este față de Dinamo. Am auzit și voci și am citit comentarii pe această temă, cum că ar trebui să plec, că n-ar trebui să creez scandal. Eu nu am vrut niciodată să generez scandal, dar eu consider că e important ca suporterii să fie bine informați, să știe direcția în care clubul merge sau în care eu consider că Dinamo merge. Poate că altcineva consideră că Dinamo merge în direcția bună și atunci poate să spună acest lucru și suporterii pot asculta asta. Și consider că loialitatea mea trebuie să fie strict față de față de Dinamo. Dacă acționarii vor dovedi că vor să acționeze în interesul lui Dinamo și vor finanța la nivelul la care trebuie să fie finanțată Dinamo, atunci și îmi vor propune să rămân, eu voi trece peste orice fel de divergență și voi rămâne. Dar nu cred că această situație este una realistă sau plauzibilă în acest moment. Da. Domnule Iacob, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Situația de la Dinamo, din păcate, mi se pare că este un club blestemat să n-aibă liniște. După ce a revenit echipa în prima ligă, ai fi fost dat să spui că lucrurile merg pe un drum bun, dar acum am dubii urmărind situația din ultima săptămână. Eu oricum vă mulțumesc și rămâne de văzut cum va evolua această situație și ca o părere personală, eu cred că Dinamo va avea o viață foarte dificilă în prima ligă. Dacă mai aveți ceva de adăugat, eu vă ascult. Da, dacă îmi permite să adaug ceva, sigur. Eu vreau să cred că Dinamo va merge în direcția potrivită. Sper că Dinamo va merge în direcția potrivită. Am încredere în lotul de jucători, în antrenor, în directorul sportiv. Cred că Dinamo are nevoie să fie condusă cu responsabilitate, cu integritate. Și sunt dispus să lucrez cu oricine are aceste principii și valori. Vă mulțumesc foarte mult. Aceasta a fost emisiunea noastră din această seară. Să rămâneți alături de Adevărul. Urmăriți site-ul adevărul.ro pentru ultimele știri și să aveți un weekend plăcut. Cu bine!